Alăturați de mine am pe domnul primar al municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, care este acționar majoritar prin Consiliul Local. În dreapta mea l-am pe domnul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Corneliu Ștefan, care este tot acționar. Municipiul Târgoviște acționar pe asta. Municipiul Târgoviște. Prin Consiliul Local am zis. Înainte de a intra pe subiectul delicat POIM, aș vrea să fac câteva informații privind activitatea companiei de apă aferentă anului 2020. La data de 30.06.2020, compania de apă înregistrează profit, nu avem datorii către bugetul statului, nu avem datorii către furnizori, ratele la Banca Europeană de Dezvoltare, conform creditului pe care îl avem pentru postul de mediu, este la zi, cu toate că în această perioadă a fost o perioadă foarte, foarte grea din cauza pandemiei. Trecând la marele proiect de infrastructură de apă și canal, în valoare de 320 de milioane de euro, care toată lumea are un interes să se rezolve după câte văd, aș vrea să fac un mic istoric. În data de 31.05.2017 a fost semnat contractul de finanțare cu Ministerul Fondurilor Europene, având ca obiect sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare de apă și canal în județul Dâmbovița. După aproximativ un an de zile în urma licitației care a avut loc, s-a hotărât câștigătorul acestei licitații, SECE Tadeco Consulting, în valoare de 27.617.334 de lei. S-a făcut studiul de fezabilitate prin POIM, care s-a derulat tot prin acest consultant. Investițiile se vor realiza în următoarele comune. Începând cu municipiul Târgoviște, municipiul Moreni, orașul Fieni, Pucioasa, Aninoasa, Băleni, Brănești, Braniștea, Buciumeni, Bucșani, Butimanu, Ciocănești, Cobia, Conțești, Corbimar, Dragodana, Dragomirești, Finta, Glodeni, Gura Foii, Gura Uniții, Hulubești, Iedera, Lucieni, Ludești, Pierșinari, Petrești, Pietroșița, Potlogi, Produlești, Răcari, Răzvat, Șotânga, Tătărani, Ulmi, Văcărești, Valea Lungă, Vișina, Vulcana Băi, Vulcana Pandele și Consiliul Județean Dâmbovița. Sunt 52 de OAT-uri în care vor aplica acest program și vom îmbunătăți rețeaua de canalizare și apă. Studiul de fezabilitate a fost înaintat către AME în data de preliminar. 5.12.2019. Autoritatea de management. Pe 5.12 a fost înaintat către autoritatea de management studiul preliminar. După cam 8 revizuiri, s-a stabilit că în data de 3.09.2020 studiul de fezabilitate a ajuns la un grad de maturitate undeva la 90-95%. În urma discuțiilor avute cu Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv cu consultantul, am stabilit că începând de mâine vom scoate la licitație, adică vom urca documentațiile pe SICAP pentru cele două lucrări, cele 1 și cele 2. Ce reprezintă cele 1? Contract de lucrări tip proiectare și execuție, care va face parte din acest contract următoarele localități: Târgoviște, Aninoasa, Șotânga, Vulcana Băi, Dragomirești, Tătăran, Văcărești, Pierșinari și gospodăria de apă de la Tătăran. Suma totală acestei lucrări este de 6.048.524 de euro. Al doilea contract, care de mâine începem să lucrăm la urcarea pe SICAP a documentațiilor, este contractul de lucrări tip proiectare și execuție, cele doi. Și fac parte următoarele localități: Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară și Pitaru. Total, aceste lucrări sunt de 9.971.510 de euro. Celelalte contracte, în total sunt 19 contracte de lucrări pe tot județul Dâmbovița și 7 contracte de echipamente. Echipamentele
însemnând debimetre, apometre, vitanje și așa mai departe. Le vom scoate în momentul în care vom analiza, inclusiv cu autoritatea de management, inclusiv cu consultantul, vom analiza aceste contracte și le vom scoate pe rând. Eu sper că am cel mult 3 săptămâni să urmeze alte 2 contracte. Total, proiect este în jur de 320 de milioane de euro. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Care este valoarea proiectului total? Valoarea proiectului total este de 320 de milioane de euro. Fără TVA vorbesc. Și perioada de implementare? Perioada de implementare a fost 2014-2020, N plus 3 înseamnă 2023. Nu putem vorbi la ora aceasta de întârziere? Întârziere au fost, dar au fost 420 de avize care au trebuit luate de la toate instituțiile statului, de la Apele Române, de la Orange, de la District Gas, de la Renel și așa mai departe. Și știți cum sunt avizele astea, că se dau foarte, foarte greu. Toate întârzierile astea avem acte adiționale semnate între consultant, beneficiar și autoritatea de management. Dar nu se știa că vor trebui avizele astea? Se știa că trebuie să avizele astea, dar știți că trăim în România. Da, a fost pe postul mediu Târgoviștea, în care s-a făcut la Târgoviște stația de depurare sud și toate rețeaua de canalizare și apa. Târgoviștea intră pe o porțiune foarte mică, în sensul că canalizarea din zona de Dragul Mireș Mănești va traversa pe centura Târgoviște și se va duce în stația de depurare sud. Deci foarte puțin intră Târgoviștea în poi. Undeva la 94%. Când vor începe efectiv lucrările? După ce se vor termina licitațiile, dacă aceste două licitații care le scoatem, cele 1 și cele 2, se vor termina în 3-4 luni, putem da ordin de începere. Dacă nu sunt contestații, asta e altă problemă. Dacă există contestații, având o experiență anterioară în astfel de mare proiect, există riscuri pierderii? Nu există niciun risc. Deocamdată nu există niciun risc de a pierde banii. Deci, repet, termenele se vor prelungi mai mult ca sigur. În urma discuțiilor de la autoritatea de mediu. Câte companii? Câte companii? Ce a făcut liderii astfel partide politice vorbesc, probabil, în ton electoral, sunt simple fabulații despre scutirea procesului ăsta de implementare a urmarei proiect. La o învergură de proiect ca acesta, care este un proiect de interes județean, mai sunt și întârzieri, ca peste tot. Și dumneavoastră, dacă aveți un contract undeva, probabil să mai întârzi și acolo, o lună, două, trei, că e un contract foarte mic. Da. Vreau să mai fac o precizare, după care îi dau cuvântul domnului primar. În țara, la ora asta, sunt în jur de 14 companii care au semnat contractul de finanțare și lucrează. Până la 42 de companii sunt undeva în unde suntem și noi. Deci nu suntem nici ultimii, nici primii. Domn primar, vă rog frumos. Vă spun și eu bună dimineața, bună ziua, bine ați venit la această conferință de presă. Cred că în linii mari ați înțeles despre ce este vorba, chiar dacă s-au folosit mai multe cuvinte decât era cazul. Cert este că marcăm astăzi practic debutul la ultima etapă, la ceea ce înseamnă faza de scoatere a licitației publică, inclusiv a contractului de execuție, pentru două secțiuni importante din acest proiect, în valoare de aproximativ 15 milioane de euro. Acesta este elementul de bază și motivul pentru care am vrut să avem acest eveniment de presă, în contextul în care, într-adevăr, s-au spus foarte multe lucruri despre acest proiect. Nu știu dacă întâmplător sau nu, în preajma alegerilor, și în preajma alegerilor locale și în preajma alegerilor parlamentare, însă cert este că iată că se scoate la licitație publică inclusiv execuția pe aceste două loturi cu o valoare de aproximativ 15 milioane de euro. De altfel, discutăm de cel mai mare proiect din istoria județului Dâmbovița. Este un proiect foarte important pentru județul nostru, este un proiect
foarte important pentru, pentru comunitățile locale. Un proiect de natură să schimbe într-o măsură importantă ceea ce înseamnă confortul în, în, în multe unități administrativ-teritoriale, în contextul în care, după implementarea cu succes acestui proiect, avem rezolvată într-o proporție importantă problema, problema apei canalizării în, în, în județul Dâmbovița. Repet, pe un, pe un proiect cu o valoare, cu o valoare fără precedent. Acum, compania de apă are o, o responsabilitate deosebită în legătură cu implementarea acestui proiect. Este cel mai, fără doar și poate, cel mai important proiect pe care îl, pe care îl implementează compania de apă. Nu există ca și variantă, și le-am și spus-o, nu există ca și variantă pierderea banilor sau alte impedimente de natură să, de natură să conducă la neimplementarea acestui, acestui proiect. Este mult, mult, mult prea important pentru, pentru locuitorii județului Dâmbovița, chiar dacă pe municipiul Târgoviște proiectul vizează numai, numai o anumită zonă restrânsă și mai ales pentru a putea să se facă conectările. Este utilizată o parte din, din municipiul Târgoviște. Dincolo de, dincolo de aceste discuții, dincolo de complexitatea proiectului, eu spun încă o dată că acest proiect va fi dus la bun sfârșit, chiar dacă nu este simplu, având în vedere valoarea, este cel mai complex proiect care a fost vreodată implementat la nivelul, la nivelul județului Dâmbovița, atât ca număr de unități administrativ-teritoriale beneficiare, cât și ca lucrări care sunt, care sunt preconizate a fi, a fi executate. Eu sper să vină niște constructori care să facă treabă. Finanțare există, bune intenții există, dar este foarte important ca și constructorii care vor, vor participa la aceste licitații să fie, să fie serioși. Eu am un exemplu foarte clar în, în municipiul Târgoviște, centrul municipiului Târgoviște. Da? În momentul în care am avut niște constructori care au intrat la treabă, am rezolvat-o. N-a fost niciun fel de problemă, nici cu proiectul, nici cu banii, nici cu nimic. Da, problema era de constructori, de capacitatea financiară a acestora, de disponibilitatea acestora de a, de a, de a, face, de a face treabă. Alte, alte elemente o să vă fie comunicate și de către domnul președinte al Consiliului Județean, cu precizarea că am rugăminte la compania de apă să facă mai des asemenea evenimente în care să prezinte stadiul unui proiect esențial pentru județul Dâmbovița, pentru că în acest fel opinia, opinia publică poate să, să vadă cu exactitate care este, care este stadiul când vor fi, eu știu, abordate lucrări într-o comună sau alta și așa mai departe. Pentru că este important, de, lucrările de canalizare, de alimentare cu apă, stații de pompare și așa mai departe, sunt lucrări care implică un anumit, un anumit disconfort, pentru că sunt lucrări de mare, mare anvergură. Dar, repet, eu am încredere că, eu am încredere că acest proiect se va, se va finaliza cu succes, indiferent de ceea ce spun unii sau alții care își aduc aminte de compania de apă și de proiectele pe care le are compania de apă fix cu o săptămână înainte de, înainte de alegerile parlamentare și au mai adus aminte cu câteva zile înainte de alegerile locale și aruncă așa niște perdele, niște perdele de fum, crezând că, crezând că dâmbovițenii pot fi induși în eroare, ca să nu spun prostiți. Nu e așa. Dâmbovițenii au demonstrat că pot să, să, facă, să facă diferența între niște perdele de fum electorale și lucrurile cu adevărat, cu adevărat importante. Cu precizarea că o spun încă o dată, se pare că unii n-au înțeles nimic din ce au decis oamenii pe 27 septembrie. La nimic.
merg din nou pe aceleași dezinformări, manipulări, încercând să creeze așa o imagine care, sub nicio formă, nu corespunde realității. Domnul președinte, vă rog. Mulțumesc mult, domnule primar. În primul rând vreau să vă spun și eu bună ziua, să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această conferință de presă. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar astăzi este un moment istoric pentru județul Dâmbovița, un moment istoric prin care astăzi conducerea companiei de apă din municipiul Târgoviște lansează caietele de sarcini pentru primele două loturi pentru execuția acestor lucrări. Este un moment important pe care dâmbovițenii îl așteaptă, este un moment important pe care atât eu, în calitatea mea de președinte de Consiliul Județean Dâmbovița, cât și primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, și în ultimul rând, conducerea companiei de apă, am avut un singur obiectiv, acela de a demara acest proiect, am avut obiectiv acela de a debloca anumite probleme din acest proiect și, în ultimul rând, așa cum am promis și dâmbovițenilor, voi duce la bun sfârșit împreună cu conducerea companiei de apă, împreună cu primarul municipiului Târgoviște și, în ultimul rând, împreună cu toți primarii din cele 52 de localități și cu toți dâmbovițenii, acest proiect privind infrastructura de apă și apă uzată din județul Dâmbovița. Revenind la acest proiect, este cel mai mare proiect de infrastructură din județul nostru, un proiect de peste 320 de milioane de euro, un proiect în care s-a muncit foarte mult în ultimul timp, un proiect pe care mulți și l-au asumat,